De aproape un veac, alb și misterios, cazinoul împodobește malul mării la Constanța, identificându-se cu imaginea orașului. Istoria cazinoului este pe măsura faimei sale. Nici o altă clădire de la malul mării nu a stârnit în jurul ei atâtea patimi, controverse și scandaluri politice care au ajuns să fie dezbătute chiar în Parlament. Și nu trebuie uitată nici celebritatea europeană de care s-a bucurat această clădire, mai ales în perioada interbelică. În acei ani, cazinoul Constanței devenise o destinație preferată de împătimiții jocurilor de noroc, care uneori sfârșeau trist noaptea în apa rece a mării. Când s-a instalat la Constanța, în anul 1878, administrația românească nu a găsit decât o singură utilitate micuței urbe de la malul mării, cunoscută mai mult sub denumirea turcească de Küstenje, și anume cea de stațiune balneoclimaterică. Pentru a atrage turiști în timpul verii, primii edili au amenajat băi de mare și un cazin pentru distracția de seara sezoniștilor. Din 1879 putem considera că Constanța are o a doua funcțiune economică sau socioeconomică deosebită față de tradiționalul port relații comerciale. Este vorba de turism. În anul 1880, lângă farul Genovez, la capătul bulevardului Elisabeta, singurul bulevard al orașului, a fost ridicat din lemn primul cazino al Constanței. Apar și primele dotări. În 1880, primăria construiește primul salon sau prima sală de cură. Cursal, așa îi spuneau ei, sau cazinou improvizat cu niște ziduri, o fundație de piatră și ziduri de paiantă și de cherestea. Fiind solicitat, în 1881, deci cu un an mai târziu, se extinde această construcție și devine cazinou. Evenimentele mondene de la cazin erau consemnate cu fidelitate de presa locală. Aflăm astfel, din paginile gazetelor vremii, că în vara anului 1889, balurile de la cazin au fost onorate de marchizul și marchiza de Monaco, de miniștrii Turciei și Spaniei, de consul din toată Europa, sosiți la băi împreună cu familiile lor, precum și de înalți demnitari de la București. În perioada aceasta trebuie să marcăm niște caracteristici ale activităților balneoturistice. Se amenajează primele stabilimente de băi, pavilioane, în actualul Golf Tomis, împărțite pe secții, un grup pentru femei, un grup pentru bărbați. Pe vremea aceea nu se făcea plajă propriu-zis. Se făceau băi de mare și după aceea lumea ieșea și se plimba pe faleze pentru cura de aerosoli. Asta se întâmpla și dimineața și după amiază. Din păcate, în anul 1891, o furtună puternică a distrus în mare parte clădirea din lemn a cazinului. Primăria Constanța a ajuns la concluzia că este mai ieftin să ridice o nouă clădire decât să o repare pe cea veche. Locul noului local a fost mutat cam în zona unde este amplasat actualul edificiu și unde se află în prezent acvariul. Cea de-a doua clădire a cazinului, terminată în 1893, era tot un pavilion din lemn, care avea o terasă deasupra mării, susținută de pilon din lemn. Sala de dans a cazinului constituia principala atracție în timpul verii.